În data de 3 noiembrie, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale al Inspectoratului de Poliție Județean Călăraș, împreună cu procurorii DICOT, Biroul Teritorial Călăraș, au efectuat 50 de percheziții domiciliare în București, Călăraș și Ilfov pentru destructurarea unui grup infracțional organizat, specializat în înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, fals în înscrisuri, sub semnătură privată și fals în declarații. Din cercetări a reieșit că în perioada 2017-2020 s-ar fi constituit și acționat un grup infracțional organizat care, prin întocmirea în falsa documentației necesare, ar fi obținut sume consistente de bani cu titlul de indemnizație de creșterea copilului cu vârstă de până la 2 ani. În scopul obținerii banilor, membrii grupului ar fi identificat potențial beneficiari, respectiv persoane devenite de curând părinți sau care urmau să devină părinți în perioada imediat următoare. Beneficiarii recrutați în acest scop de către membrii grupului ar fi fost persoane fără venituri sau cu situație materială precară, care ar fi acceptat să utilizeze documente false puse la dispoziție de către membrii grupului, pe baza cărora să obțină indemnizații generoase de creșterea copilului, sume pe care să le împartă apoi pe parcursul celor doi ani împreună cu membrii grupului. În acest scop, gruparea infracțională ar fi desinut, de facto, mai multe societăți comerciale fantomă pe care ar fi avut angajări fictive retroactive documentația întoumită atestând în fals că beneficiarii ar fi fost angajați în aceste societăți comerciale pentru perioada cerută de lege, precizându-se că beneficiarii ar fi primit salarii consistente. Pentru că aceste societăți comerciale ar fi fost înregistrate pe numele unor persoane interpuse, nu s-ar fi achitat pentru perioada precizată niciun fel de impozit pe salariu, astfel că acestea ar fi ajuns să figureze cu datorii foarte mari la bugetul de stat. Au existat și situații în care beneficiarii ar fi refuzat să achite ulterior vir banilor, partea stabilită din indemnizația membrilor grupării organizate. În aceste cazuri, membrii grupului infracțional organizat ar fi apelat la recuperatori sau ar fi făcut demersuri pentru o încetare a acordării dreptului. Pentru a evita astfel de situații, în cazul unor beneficiari, membrii grupului infracțional organizat ar fi reținut cardurile beneficiarilor și ar fi retras din bancomate indemnizația. De această dată, ei fiind cei care lunar ar fi înmânat beneficiarilor jumătate din cuantumul indemnizației de creștere a copilului. Valoarea totală a prejudiciului cauzat la bugetul de stat este peste 8.200.000 de lei, aproape 1.700.000 de euro. La sediul DICOT, Biroul Teritorial Călăraș, vor fi conduse în vederea audierii 37 de persoane. Acțiunea a beneficiat de sprijinul ofițerilor de poliție judiciară din cadrul Serviciului Județean Anticorupție Călăraș, al jandarmilor din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarm Călăraș și al Brigății Speciale de Intervenție a Jandarmeriei Române. Suportul de specialitate a fost asigurat de Direcția Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române.